Bine te-am găsit, suntem la Deco Days 2023 și am descoperit așa un stand care mă surprinde. Adică e între finisaje și artă. Spune-ne mai multe. Adela, mulțumesc frumos și sunt onorat că mi-ai călcat pragul expoziției. La Deco Days 2023, ediția 8-a, mi-am dorit din tot sufletul să aduc nu numai o pată de culoare, ci foarte mult din natura lui Dumnezeu. Deși încerc în micul meu, în infamul meu, să reproduc ceva din frumusețea lui, nu știu dacă și reușesc asta, totuși e o îndrăzneală, un tupeu, dacă mi-e permis, să-l aduc, să-l surprind pe om din ceva ce, locuind în orașe aglomerate, în birouri, unde este stors din el tot ce are, să vin acasă sau la birou și să-l vadă pe Dumnezeu printr-un efect de stâncă, admirând un corp ceresc sau o pată de culoare. Practic, încerci să conectezi oamenii, nu? Prin a le aduce aminte că ei fac parte din natură. Și că, de fapt, și natura nu este tot partea unei creații. Exact, asta este motivul pentru care am venit, motivul pentru care eu exist. Și spune-ne cum ți-a venit ideea să faci și ce anume faci mai exact. Suntem de 3 generații oameni care înfrumusețează casele oamenilor. Și în existența mea de 48 de ani am 26 dedicați exclusiv acestui domeniu. Am plecat de la lucruri simple ca oricare om, gleturi, lavabile, amenajări interioare, apoi au apărut vopsele decorative. Am făcut tot ce se poate numi piatră spartă, piatră zen, folie de transfer, de la tot așa. Numai că de vreo 2 ani mai încoa, am o vârstă și parcă vreau să cresc, parcă am vrut să fac un salt de calitate. M-am dus spre sculptură, m-am dus spre relief, m-am dus spre altfel de volume, să creez corpul de iluminat, să creez altfel de lucruri care să mă scoată din zona mea de confort, să mă provoace. Să înveți mai multe cu ocazia asta, dar și să dăruiești oamenilor. Exact, pentru că atunci când plec să fac un lucru, nu am noțiuni, pentru că n-am mai făcut. E o provocare. Și apoi reîntineresc, descoperind tehnici, materii și apoi oamenii care sunt surprinși de ceea ce fac, că apreciază arta pe care o fac și atunci sunt și mai determinat. Uite, chiar mi-ai ridicat-o la fileu, pentru că vreau să te întreb unde ne situăm? Pentru că mi se pare că suntem la granița dintre finisaje și artă. Da, exact. Cred că aș duce-o mai degrabă. Aș așeza totul, aș calaboda totul doar pe artă. Pentru că arta, practic, fiind nemuritoare și dând valoare, ea este crescândă. Practic, îți estetizează nu doar casa, ci și sufletul. Și nu are ciclu de reînnoire între 6 și 12 ani ca un lavabil sau o vopsea decorativă clasică, ci parcă timpul care trece peste ea o face mai valorică și aș rămâne, să zic, doar în zona artei. Acest efect, da, care e un corp ceresc și care arată foarte bine, cum îl puteți voi face pentru un client care vede așa ceva și zice, uite, mi-aș dori așa ceva? Unde se poate face așa ceva? Deci am un atelier în Râmnicu Vâlcea, zona unde locuiesc de 15 ani. Clientul, dacă este impresionat de tipul acesta de abordare, trebuie să-și aleagă mai degrabă corpuri de celeste, să zicem, poate vorbind de o lună sau de un Jupiter, de un Pluto, de un Saturn. De un Marte, de ce nu, că este superb. Da? Îl căutam, dar nu venea, mulțumesc că m-ai ajutat. Apoi am nevoie de dimensiune, am nevoie de anvergura lui, spre exemplu, poate îl pune pe tavan sau pe perete și am nevoie să știu cât de mult îl scalez sau redimensionez. Și apoi sunt unii oameni care luna asta o văd așa cum o percepe ei de pe cer, alb-gri, mie mi se pare rece, respingătoare, dar poate să fie o propunere. Eu am vrut să o stilizez, am vrut să o... Să o colorez. Da, să-i pun un pic de culoare, să o fac mai cromatic. Ok, spunem concret. Deci eu am văzut așa ceva, da? Îmi place, vreau la mine acasă, da. Ok, dau toate datele. Spun, uite, acesta este peretele, acestea sunt dimensiunile pe care le vreau. Cum se întâmplă mai departe? Păi primesc comanda, batem în
stabilim detaliile de cost, pentru okay, că este da, un cost. Face o ofertă, practic. Corect, fac o ofertă, stabilim costul, primesc un avans ca să fiu, să am certitudinea că proiectul este unul serios da. Și hotărât, îl execut. Există două tipuri de colaborare când vine vorba despre asta. Fie este un proiect unde pot să-l fac în atelier la mine și merg să-l montez la client, fie proiectul are exigența ca eu să fiu acolo. Pentru că nu ai cum să transporti o dimensiune foarte mare și nu am loc în atelier. Cam cât durează să faci așa ceva? Ceea ce vezi aici este făcut în maxim o săptămână de zile lucrătoare, de luni până vineri. Wow, dar e îndelungat. E un proces îndelungat. Da, în 3 zile am făcut luna, așa cum o vezi aici, și vreo zi și ceva am mai făcut caseta cu iluminatul. E îndelungat pentru că ai nevoie ca timpul să îți usuce straturile. Fiind straturi succesive, ciclu aplicativ de materiale, obligă așteptarea ca deci ele să se deci folosești practic materiale umede. Absolut, absolut, pentru că doar așa reușești să modelezi și să surprinzi profunzimea craterelor. În privința acestor finisaje de perete, cum se procedează? Ele sunt placări și vin montate sau? Nu. Nu? Nu. Când le privim de la distanță, senzația e că sunt placări aduse din China, dar nu sunt placări. Practic am dorit să aduc niște panouri pe care să ajut să aplic niște tehnici. Efecte, da, ca oamenii să înțeleagă că ele sunt scalabile, pot fi aplicate pe lungime, pe înălțime. Aici am dorit să reproduc o stâncă cu oxid de fier, care sub imperiul apei și al oxidului lucrează și apoi îmi rămâne acest oxid superb care frizează cu bronzul. Apoi aici am dorit un efect de calcar peste care am aplicat o velatură foarte discretă să-mi dea senzația aia de cănit. Ok, deci asta înseamnă că trebuie să mergi pe șantier și să faci lucrurile astea? Absolut, absolut. Și să zicem, luăm ca reper ceea ce ai aici, ca suprafață, cât îți ia? Păi, depinde întotdeauna de volum, dar pot să dau un exemplu. La un ultim proiect unde am avut înălțime de 6 pe 2 jumătate ori 2 fețe, am lucrat 6 metri pe 2 jumătate față verso, am lucrat circa 6 săptămâni literale. Wow! Și în ce stadiu se pot pune în operă lucrările tale? Adică e suficient să existe doar peretele, să zicem, din gips carton, din zidărie sau exact. Trebuie glet? Nu. Deci absolut tot ceea ce se vede aici, exclus gletul, pentru că sunt niște bani irosiți degeaba. Oamenii gletuiesc, șlefuiesc cu becuri, dau amorse, ca eu după aceea să vin să lucrez așa ceva. La tencuială, o mână de adeziv, amorsă, se stabilizează suportul, nu mai avem fenomen de farinare, nu mai există praf și atunci eu mi-am ancorez cu dibluri, cu tot felul de plase, ca suportul să fie ce trebuie. Și în ce stadiu mergi? Adică mergi în stadiu în care, de exemplu, pardoselile sunt puse sau nu? Am situații când așa aș prefera să nu fie puse pardoselile, okay. Pentru că parchetul este doar anume noblețe. Sau gresie scumpă și... Nu vrei să o afectezi, vrei să ai libertate absolut. De muncă. Plus că mai e un detaliu. Parchetistul sau cel care montează gresia, el trebuie să urmeze modelul meu. Ok. Doamne ferește, mâine pe mine ar trebui să schimbe parchetul sau gresia. Cum face să o schimbe de sub? Am înțeles. Și genul acesta de tratament artistic pentru perete merge până jos în pardoseală Lași? Nu, trebuie să rămână până la nivel pentru că trebuie să creeze impresia că tot ceea ce s-a construit, s-a construit în jurul acestei tematici. Am înțeles. Adică ca și când păstrez muntele, am o casă sub muntele din Capri. Am lucrat, ceea ce spune adevărat, Nisua de Capri. Și atunci un perete este cel natural din stâncă. Ai observat? Asta este povestea. Da. Și atunci cei trei sunt în mod natural casa mea, dar păstrez stânca. A, și ai vrut să creezi acest contrast. Da, pentru că șapa practic mi-am turnat-o până la nivelul stâncii. Și atunci ea este de la Dumnezeu, de când este, milenar, așa, mii de ani, și casa mea este construită păstrând naturalețea ei. Iar cu aceste corpuri de iluminat,
Mie mi se par așa foarte organice, dar totodată văd că ai niște suporturi, dravere pentru ele, sunt grele. Ăsta are 12,8 kg, okay. Ăsta spre 14. Aici am vrut să... Ăsta se numește Antico Avorio. Mi l-am imaginat un os din potopul lui Noe, găsit undeva pe muntele Ararat, în care am sculptat și am vrut să fac un corp de iluminat. Adică totul pe tine te duce într-o poveste biblică. Iubesc da. Biblia și pe Dumnezeu. Și atunci pentru mine totul și are rădăcina în geneza lui Dumnezeu. Că la potop, după 1600 de ani la creație, s-a pus această ruptură, această fractură, această schimbare de geodeză în care pământul s-a convulsionat. Uitați-vă la stânci. Pe oriunde ne-am duce, vedem împletitura aceasta de roci. Da. Și eu i-aud troznitorile, efectiv. Da, cu picturile și cu această sculptură. Lucrare, da. Un fel de bazorelief. Exact, exact. Da. Aici m-am inspirat de la un domn din Rusia care lucrează în zona aceasta, un client, o designeră, mi-a cerut un astfel de model, le modelăm din lut, apoi facem matrița și le reproducem din ipsos fibrat, după care ar trebui velaturate cumva sau păstrate în art. Da, asta este o suprafață destul de mare și ea se face tot pe șantier? Da, 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 da. Pe asta prefer să le fac la atelier, pentru că pe șantier fac doar montajul, retușul și colorarea. Și pe ce se face? Se pune pe o placă de gips carton? Asta este pus pe o placă de gips carton sau poate să le lucrăm pe o structură de ciment aerat cu armare din inox ca să nu ruginească. Deci sunt mai multe exigențe, dar asta mi le spune proiectantul sau clientul direct. Să știi că la Moinești am dat peste un producător care face armătură din fibră de sticlă care nu ruginește. Da, uite, vezi? Iau contactul de la tine după filmare. Da. Mulțumesc frumos. Dar cu picturile? Pictez de când eram copil. Sunt realizate de tine? Da, sunt picturile, operele mele. O să te surprind să spun un adevăr, mă vulnerabilizez. Nu am niciun studiu de profil pe absolut tot ceea ce vreau. Aici am reprodus pe Iisus Hristos, pe Moise și pe David. Sunt stilizări în versiune proprie ale chipurilor sculptate în marmură de Michelangelo Buonarroti. Am înțeles. E pe mine mai impresionat. Și sunt oameni care rezonează cu așa ceva? Da, pentru că le vor incluse în design, unde își doresc cumva să aibă un pic din personalitatea acestor personaje biblice, istorice. Sau e vorba de case amenajate mai în stil clasic și ei nu găsesc... Exact, nu? Exact. Se întâmplă asta. Își caută genul acesta de abordare. Este mascota expoziției Deco Days 2023. E adică cel mai fotografiat obiect. Da, adevărul e că e surprinzător. Da. Și o să fii surprinsă să afli că nu e făcut de mine. Este făcut de soția mea, medic rezident la psihiatrie. Vine după ce își face rezidențiatul la mine în atelier și zice: uite, dacă tot vin acolo, îmi dai voie să fac ceva și eu, te rog. Și am asistat-o, am ajutat-o și uite ce operă de artă a făcut. Pare o țesătură, dar care e imortalizată. De exact asta ne-am dorit. Mulțumesc din tot sufletul meu că mi-ai călcat pragul casei Deco Days 2023. Și eu vă mulțumesc pentru curajul de a ne povesti despre voi și despre sursa voastră de inspirație. Întotdeauna mi-ai stăturat.